Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit la Dale Dimineții. S-au auzit voci în platou. Normal, dragii mei, că s-au auzit voci în platou, pentru că e Dale Dimineții, e 7 fix, suntem în direct aici la Hunedoara 1 TV. N-am apucat să postăm de la prima oră acea poză prin care vă invitam să veniți alături de mine la 7 dimineața aici la Hunedoara 1 TV. Când mai fac eu așa câte o surpriză dimineața. Sper să fie o surpriză plăcută. Mai ales că astăzi suntem în 29 februarie. Ce zici, Bia? Zic bine? Da, da. Aha, că am aici companion. Bia mă corectează. Deci e 29 februarie stabilit, ultima zi din luna februarie. Bună dimineața, Bianca. Bună dimineața, Rosi. Avem echipă, așa, de la prima oră. Și e Bianca alături de noi, pentru că e clar că în studio avem mai mulți invitați. Mulțumesc, Rosi. Mereu mă ajută Rosi. Fără el aș fi fără mâini, fără picioare. Nu știu ce m-aș face. Și de la dreapta mea, să nu încurc iarăși borcanele, Ileana Roșca. Bună dimineața și bine ați venit la noi. Bună dimineața. Anca Stroișteanu, și îmi cer scuze pentru greșeala de ieri, că iarăși am botezat un invitat. Bună dimineața, bine v-am găsit, sper că și telespectatorii sunt mulțumiți să ne vadă în ultima zi a lunii februarie, de excepție că e numai din 4 în 4 ani. Da, corect, mulțumesc, foarte frumos. Și Luminița Miclea. Bună dimineața, bine v-am găsit. Aveți emoții. Dragii mei, nu se poate să încheiem luna februarie, luna fericirii, a iubirii, o lună dedicată iubirii, fără să întrebăm și să întrebăm cum iubesc aceste femei minunate. V-am spus și ieri dimineața, au niște mânuțe delicate, să vedeți ce face, e minunat. Și să mergem mai departe, că eu sper să mergem alături de ele până în 8 și chiar mai departe, în luna martie, pentru că aceste femei minunate fac lucruri minunate. Am eu curiozitățile mele, le știți, dragii mei telespectatori, și vă mulțumesc că sunteți alături de noi și în această dimineață, cum sunteți de fapt în fiecare dimineață. O să ne salutăm imediat și o să citesc mesaje. Eu vreau să înțeleg cum reușesc oamenii, și o să încerc în fiecare emisiune, cum reușesc oamenii să facă lucruri deosebite. N-am putut să le iau pe toate în brațe, am aici 3 mărțișoare, am aici, sunt tricotate, păcat că nu le puteți atinge, dar vom afla unde întâlniți aceste frumoase creații, nici nu știu cum să le spun, o să vedem până la final. Iar acolo, lângă doamna Anca, vedem un panou cu lucrușoare, cu mărțișoare create de două mâini. Vă ne arătați minuțele. Să știți că sunt ale noastre, nu am nimic deosebit. Eu m-am uitat de când am luat din autogară din dimineața asta, dar să știți că nu am nimic deosebit, au două mânuțe fiecare dintre ele ca și ale noastre. Cert este că aceste femei fac lucruri deosebite și minunate. Și o să povestim, dragii mei, despre fiecare operă de artă în parte. Și mergem așa. Începem de aici, de lângă mine, cu doamna Ileana Roșca. Am primit acordul să le ating. Eu m-am purtat foarte delicat cu ele și am văzut-o pe doamna că le scoate din ambal. Am în mână două mărțișoare. Aici e o mămăruță, să știți. Semnătura mea. A cucerit din prima. Începem așa, de unde, până la mărțișoare, e clar că mărțișorul sau aceste creații vin, cum se zice, ca o chestie suplimentară de dragoste față de artă. De fapt, până să ajungeți la mărțișoare, care a fost prima creație, să spunem, când ați început în tinerețe, în copilărie, să creați primele lucrușoare,
cu cele două minunate și ce au fost? Primele lucrușoare de la vârsta de 3-4 ani eram îndrăgostită de flori, de insecte și de tot ce se... Deci eram fascinată de toate lucrurile care mă înconjurau și le atingeam, le pipăiam, trebuia să le văd, să le simt. Și primul contact al meu a fost cu o bucată de lut din care am făcut o vază pe care am pictat-o verde și am făcut niște liniuțe și niște bulinuțe portocalii. Deci, aia a fost prima mea creație. După aceea au început și pereții desenați. Așa. Mai târziu am pictat pereții. Trebuia să mă exprim. I-ați pictat sau i-ați distrus? I-am pictat la propriu. I-am pictat. O vară întreagă, deci o vacanță întreagă, am pictat pereții din camera mea. Și am fost foarte încântată și toată lumea a fost... Și părinții au fost încântați? Am înțeles. Spun eu că nu prea vor să spună, e născută în Făgăraș, a fost crescută, a trăit copilăria în Alba Iulia, un oraș aceea la o aruncătură de băți, aproape de sufletul meu, că uite așa ne găsim și eu sunt din județul Alba și crescută, mi-am trăit copilăria și tinerețea acolo, adolescența, că tânără sunt și astăzi. Dar acum locuiește la Brad și a devenit o hunedoreancă mândră și asta e foarte frumos, pentru că, uite, Dumnezeu îmi scoate în cale oameni, la fel ca și mine, care am trăit pe alte meleaguri și ne-am strâns aici acasă la Hunedoara. Și mergem la doamna stați, că deja doi mii într-o zi nu merge. Anca Stroișteanu. Da. Ce faceți? Zic eu că bine. Foarte bine face și e foarte degajată și îmi place atitudinea doamnei Anca. Aveți la gât ceva foarte frumos, e făcut de dumneavoastră? Da. Toate podoabele sunt făcute? Toate. Totul e făcut de dumneavoastră? Le-am făcut eu. Asta e o tehnică macrame de înodată ațelor, că de fapt nu folosești decât ața și atât. Nu ai nevoie de niciun alt instrument decât de ață, pe care o nozi în diferite forme, nodurile au diferite nume, diferite... Le-am transpus la un moment dat și în mărțișoare și în alt fel de... Ăsta am confecționat foarte multe... animăluțe, împletind ațele. Am făcut mini-animăluțe pe care le-am oferit copiilor, brățări, am trecut de la firul mai gros la un fir mai subțire, am făcut poșete, am făcut fel și fel de obiecte din astea artizanale, nu pentru că doresc să le comercializez, pentru plăcerea de a le face. Faptul că acum îndemânarea asta a ajuns la un alt nivel se datorează faptului că în familia mea, mama mea, fiind într-o zonă, tot așa nu-s brădeancă, de la Brașov, de Brașoveancă, dragii mei. Așa, am ajuns prin căsătorie la Brad și de atunci n-am mai plecat de aici. Am spus eu că era Hunedoara aici, în județul Hunedoara, suntem acasă. Da. Zona noastră era recunoscută pentru prelucrarea lânii. Și atunci, de când m-am născut, în casă la noi s-a prelucrat lână. S-au făcut obiecte vestimentare, covoare, fulare, căciuli și așa. Și bineînțeles că participam la proces pentru că erau anumite operațiuni pe care trebuia să le facă mai multe persoane, nu putea mama singură. Și noi o ajutam. Trăind într-o comună, știți că se făcea și lucru manual la școală și l-am făcut până în liceu chiar. Și atunci am
trecut la un alt nivel, să faci după model, să faci într-un anumită tehnică și așa. Am rămas cu pasiunea asta, dar eu la bază am fost inginer, deci și un inginer electromecanic, pot să zic că nu avea nimic legătură cu lucru manual. N-avea. Am rămas la pensie, în timpul ăsta am mai lucrat, dar așa, pentru casă, pentru copiii mei. Am rămas la pensie și într-o vizită acasă la sora mea, nepoata făcea mărțișoare din Fimo. Mi-a plăcut extraordinar, deci nu se poate să nu încerc și eu tehnica asta. Am fost cu ei la magazin, mi-am luat materiale, am venit acasă, n-am știut nimic despre tehnică, am început să studiez pe telefon ce, cum să face, cum să... M-a fascinat, pentru că e un material pe care îl modelez după bunul tău plac și vreau să vă spun că după 2 sau 3 ani ne-am întâlnit la un târg, să zicem. Am fost la, au venit ei la Brad și așa la un târg. Dacă ne-am expus obiectele confecționate, una pomață și una pe altă, nu ziceai că-s din același film. Pentru că fiecare își pune amprenta lui, amprenta personală. Și la culoare, și la modul de a vedea lucrurile, și la modul de a face florile, și în toate, tot ce faci, ești unic, din punctul meu de vedere. Ești unic. Așa îmi place mie să cred. Fimo este materialul, o colecție pe care o am mai de mult, pentru că așa. După care am evoluat. Am făcut sau tot ce lucrez este pentru familie și pentru cadouri și pentru, nu-i pentru a comercializa sau a face din asta un business sau așa. Am avut șansa ca datorită unei doamne, Adriana Florea, să ia naștere la Brad pe lângă Muzeul Etnografic, acel grup Dialogul Artelor, în care mi s-a părut extraordinar ca la Brad cineva să promoveze așa ceva și să aibă ocazia oamenii care fac ceva, indiferent că fac pentru el, poate să arăte și la alții ce ăsta. Așa acolo se întâlnesc și poeți și scriitori și artă și așa. Din punct de vedere al... Am făcut și pictură, dar tehnicile au fost întotdeauna altele decât cele convenționale, pentru că mi s-a părut că totul a evoluat și omul, dacă vrea să facă ceva, să fie cât mai apropiat de momentele pe care le trăim. Adică să nu rămânem așa undeva în... Am trăit acum 50 de ani și în aia 50 de ani așa se făcea pictura. Am vrut să aplic fel și fel de tehnici. Mi-a plăcut, de exemplu, la un moment dat că un pensionar din Piatra Neamț picta pe coș de ouă. Tablouri cu diferite teme. Bineînțeles că am făcut, pentru că una dintre explicații era că acest fond al tabloului se degradează în 300 de ani. Așa am ajuns la concluzia că nu mâncăm destule ouă. Că n-aveam coș de ouă. N-aveați coș de ouă. Să lipesc și ca să pot să fac tablouri. Toată familia și prietenii mâncau ouă că aveați nevoie de coș. Da, până la urmă o să vă distrați, dar până la urmă am apelat la mănăstire unde să consumăm mai multe ouă. Aduc coș de ouă pe care le spălam, le pregăteam și le uscam ca să pot să am suficiente să... Așa. Și prin primul meu am zis, bun, fac aia, le lipesc, le fac eu cumva, da. Ce o să pun pe ele, ce o să desenez pe ele. Și primul lucru pe care l-am făcut a fost Maica Domnului. Nimic nu e întâmplător în viață, așa cum spuneam. Da. Și nu este întâmplător, aveți dreptate, pentru că anul trecut am făcut tablou cu mărcele cu Maica Domnului. Cred că e așa puțin o obsesie sau o dorință personală de a face lucrurile astea. Ce tablouri cu temă religioasă, pentru că eu nu pictez tablou ca simbolistică icoană. Tablourile cu temă religioasă, am fost foarte încântată că la un moment dat prea fericitul patriarh ne-a spus, știți, în artă există icoană și tablouri cu temă religioasă, așa a zis. În sfârșit mi-am găsit liniștea, eu nu fac icoane, că nu sunt în stare, că trebuie să o ai o anumită pregătire ca să faci așa ceva, dar fac tablouri cu temă religioasă și aia m-a încântat.
Mărțișoarele pentru mine au reprezentat ceva deosebit, pentru că divinitatea a vrut ca pe 1 martie să se nască fiica mea. O, ce frumos! Și atunci, în viața mea, am un mărțișor, un mărțișor pe viață. Și poate că și asta mă face ca în fiecare lună februarie să mă gândesc anul ăsta ce, cum vor fi mărțișoarele, având în vedere că grupul de persoane la care eu le dăruiesc sunt cam aceleași. Și atunci nu pot să își fac o colecție de același fel de mărțișor. Și sunt mai multe tehnici. Am și quilling și fimo. Am încercat o combinație între fimo și gablonțuri. Am făcut ăsta și cele mai așa cumva de suflet au fost mărțișoarele cu sute din mărgele. Dragii mei, o să aflăm până la sfârșitul emisiunii unde le puteți vedea. E momentul acela în care vreau să-i mulțumesc doamnei Monica Dușan. Datorită ei, aceste trei doamne minunate sunt astăzi la Dale Dimineții. Eu am sunat-o pentru că atunci când caut un artist, sunt fer convinsă că doamna Monica Dușan, chiar dacă nu vine domnia sa alături de noi, aduce lângă mine oameni deosebiți, așa cum este și ea, o femeie deosebită. Am fost la Brad anul trecut, în perioada sărbătorilor de Paște, și am filmat în Pistritul Ouălor cu doamna Monica și cu fiica acesteia. Impresionant ca de fiecare dată, rămânem aproape de domnia sa, pentru că oamenii ăștia minunați, care au ceva de spus în artă și în viața acestor oameni care fac artă, dar n-au un loc unde să se desfășoare, unde să le poată arăta lumii ce lucruri minunate oamenilor, ce lucruri minunate fac, muzeul din Brad, Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Brad, pentru că, să nu uităm, e o filială a muzeului din Deva, Muzeul Județean, de aici, din parcul de sub cetate. Oamenii acolo fac ce fac și aduc în fața oamenilor lucruri deosebite, că minunate deja e un cuvânt care nu prea mai are, am zis eu că Dexu e sărac. Și acum am în mână așa ceva, nu știu cum să vă arăt, e o prințesă. Da? Acum, da? Așa? Și mulțumesc, Rosi, mulțumesc, Bianca, ia uitați-vă. Ia! Și acum am un coș cu flori. Hai sus. Așa? Mulțumesc, Bia! Asta înseamnă, da. Da, superb, dragii mei. Deci, încă o dată, am făcut dintr-un buchet o prințesă. O prințesă. Așa. Deci, de unde o am? Au adus o doamnă din Brad, brădeancă, de data asta, 100%. Doamna Luminița Miglea are emoții. Nu știu dacă reușim să comunicăm în această dimineață prin vorbă, pentru că se pare că comunică foarte bine cu acu și cu ața și nu mai știu cu ce, dar ne explică. Stați să vedem. Uh-huh. Și începem cu această frumusețe, cu această prințesă. Mai am aici lângă mine ceva care mi-a rămas la suflet. E albă, e o zambilă, dragii mei, dar e din, nu știu, din ce, din lână? Din muhair. Deci, ca să înțelegem, e ață, dacă e ață, e nevoie de ac, cred, eu așa croșeta. Am învățat de la mama, de ac de croșetă. Și acum trebuie să ne povestiți. Cum reușiți să faceți din ac și croșetă asemenea frumuseții? Când ați început? Am făcut lucruri mai mărunte, căciulițe pentru copii din astea și după aia iubesc foarte mult florile. Și am început, ba o floricică, ba mai multe, ba mai... Și acum am ajuns la performanțele astea. Din ce îmi vin așa idei, mai mă uit în stânga-dreapta, dintr-un lucru mic
fac mai multe și le iubesc foarte mult, iubesc florile și atunci îmi ies din mâini. În ce an ați început prima dată să faceți acei păpucași de copilaș? Știți când? Când toți cumpăram, ne puneam și la chei la un moment dat. Eu mi-aduc aminte că mergeam pe la târguri și cumpăram, ei erau de vânzare pentru copii. Eu mi-i agățam la chei dacă, eu, și cred că și alții îi aveam sau în mașină la da, oglindă. Da, da. În ce an ați început? În 86-87 am început lucrurile așa mărunțele, nu lucrurile așa mai mari. Și după aia... Bine, am îndrăgit mult tricotatul, fac și căciuli și costumașe de copilaj mici și fel și fel. Când ați descoperit prima dată sau cum ați descoperit prima dată? Am avut fata micuță și atunci pentru ea am început să tricotez. Și atunci tot mai mult și dacă mi-a plăcut ce am făcut, am... Sunt foarte frumoase, dragii mei, așa cum am spus și ieri dimineață, pentru că eu știam ce o să am, adică am văzut niște poze pe care o să le vedeți și dumneavoastră în această dimineață și mulțumesc, Rosi, asta am primit la început, am dat un telefon, am vorbit cu aceste femei minunate, au început să-mi trimită poze, am rămas șocată uitându-mă la poze, astea sunt pozele cu lucrările doamnei Luminița Miclea. Acolo avem și un iepuraș, că tot vine perioada. Vine. Da, iepurile o să vină în curând. Uite ce aranjament, un coș superb să punem binecuvântatele ouă de Paști, că nu așa ne place. Sunt foarte frumoase. E foarte multă migală. Spune eu iubesc florile. Cât vă ia să faceți o... Uite, de exemplu ăsta, zambila asta superbă. Cât timp? Două zile o fac. Cât îndemânare trebuie să ai să poți să faci? O păpușică din aia o fac și într-o zi. Aia. Gimei are una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, 11 flori. Astea se fac separat, da, presupun. Da. Și le nu mai punem și restul. După aia. Da, nu mai punem și restul. Numai să faci floricelele astea. Nu avem răbdare. Nu, clar, nu sunt înzestrată. Prietenii știu, n-am fost la împărțit răbdarea. Zice că răbdarea e o virtute. Tot încearcă să mă învețe un prieten. Dar se pare că nu reușesc. Apropo de lecțiile de viață despre care povesteam înainte de emisiune, poate cu ajutorul lui Dumnezeu o să învăț și eu ce înseamnă răbdarea. Nu o să mă apuc de tricotat, dragii mei, că nu există atâta îndemânare. Rămânem fiecare la ce știm să facem, dar presupun că dacă iubiți genul ăsta de artă, o găsiți pe doamna Luminița la Brad. Întrebați la muzeu acolo, că e ușor de găsit până vă învârtiți. Probabil este și un târg zilele acestea, pentru că sunt convinsă că brădenii se întâlnesc. Așa e fain, așa la moți, chiar dacă nu suntem de baștină, moți hunedoreni, ei ne primesc cu brațele deschise. Eu de câte ori mă duc la Brad, sunt primită frumos. Continuăm, nu plecați, vreau să dau citire mesajelor, că deja sunt foarte multe, Bia mi-a arătat. Ai mesaje, da, am mesaje, avem mesaje, cam fiecare dimineață. Roxana Cristina, cu întârziere, dar din toată dragostea și din toată inima noastră, echipa Hunedoara 1 TV, dale dimineții, îți urează la mulți ani, om frumos, e vorba de Roxana, prietena lui Alin Modârcă, ei fac echipă, vă aduceți aminte, vorbim de un club la care noi le facem reclamă și unde ne întâlnim fiecare sâmbătă seara. O să revenim mai târziu și cu detalii. Enea Vasile, bună dimineața, Enea Vasile! Bună dimineața, o zi frumoasă! Mulțumim și dumneavoastră! Și nu uităm, ne vedem la Hunedoara, revenim cu detalii. În 3 martie, Adrian Mureșan, bună dimineața! Virgil Sevastru ne scrie, bună dimineața, soare! Mulțumesc! Sper să fie soare astăzi și în viețile noastre, nu doar pe cer. Edi,
ne spune bună dimineața, bună dimineața Edi, așa cum am stabilit, ne vedem la cafea. Tanti Maria Hinț ne spune bună dimineața, să rămână, mulțumim că sunteți alături de noi. Bună dimineața, oameni dragi, oameni frumoși, salutăm cu respect invitatele dumneavoastră care au atâta drag de frumos. Multă sănătate vă dorim și să fiți mereu cu primăvara în suflet. Promitem, promitem, promitem. Alexandra Truță, o altă femeie cu suflet și chip frumos. Bună dimineața, doamnelor, ce povești interesante despre viață și oameni. Bunul Dumnezeu să le dăruiască ani frumoși, mulți, ani mulți și frumoși de creație, în sănătate de plină. Meșteșugul și tradițiile sunt parte de identitatea noastră națională, așa că mulțumesc fiecărui om în parte care contribuie la transmiterea tradițiilor și meșteșugurilor noastre. Doamne ajută! Doamne ajută, Alexandra, așa să fie, să ne ajute Bunul Dumnezeu să nu pierdem nimic din tot ce am primit în lada de zestrea străbunilor noștri. Bună dimineața, felicitări, doamnelor, o zi frumoasă tuturor, ne spune Daniela Enea, care face cea mai bună plăcintă cu măr. Dani, te salutăm, îți mulțumim că ești alături de noi și sper să ne revedem curând. Cel mai curând o să ne vedem în 3 martie la Hunedoara, la Casa de Cultură. O să mă văd cu familia Enea, pentru că mi-este foarte dor de ei. Și ei păstrează tradiția sub o altă formă. Jocul popular, e vorba de instructorul de la Hațegana și soția lui, care au duminică spectacol la Hunedoara. Ne întoarcem aici și Rosi, te rog eu să pregătești pozele doamnei Ileana Roșca, pentru că a crezut că a scăpat așa ușor, a auzit-o pe doamna Anca că s-a pornit pe povești cu mine și a zis gata, am scăpat. N-a scăpat. Așa, Rosi, mulțumesc mult de tot și pregătește, te rog, și pozele, pentru că avem și aici o poveste. O poveste frumoasă a frumosului, a mărțișorului. Acum vă dărâm un mit. Eu n-am știut, sau am știut, dar facem pe că n-am știut, mărțișor a fost de fapt un fecior. Mărțișorul, în ambele legende pe care eu le cunosc, se pare că sunt mai multe, dar eu cunosc una, două, mărțișor a fost un tânăr frumos. Și mărțișoarele de fapt au devenit tradiție să fie dăruite bărbaților. Evoluând, normal, noi femeile am pus mâna pe tot. Că, da, unde pune femeia mâna, pune Dumnezeu mila. Și astăzi mărțișoarele sunt dăruite femeilor. Mie îmi place să spun că nu suntem chiar cele mai fragile, cred. Nu știu dacă bărbații sunt de acord cu noi. Dar îmi place să cred că suntem iubitoare de frumos. Și așa cum ne alegem mărțișoarele și dacă știm că mărțișorul e un bărbat, fiecare dintre noi își alege un mărțișor frumos în viață. Zic. Asta ce ziceți? Corect. Da? Da. Nu creșesc? Nu mint? Nu. E sentimentul meu. Cel mai frumos îl alege. Babadochia și o fată care a fost trimisă la râu. N-are rost să-l tot lungim atât, dacă cu toții știm că urmează cojoacele Babei Dochia, că vor fi acele întâi, doi, trei zile în care plouă, ninge, bate vântul, trebuie să ne alegem o babă să vedem cum ne merge tot anul. E obiceiul și în zona dumneavoastră? Da. Mai eu nu pot să-mi aleg o babă oarecare că mi-a las-o Dumnezeu, e pe aproape, cum va fi în cea zi, așa va fi tot anul și să știți că mi se cam potrivește. La fel și mama mea în perioada asta a primit un dar de la Dumnezeu, nu știu dacă a fost dar, că i-aș a dorit fecior și a primit fată draga de ea, dar m-am comportat ca un fecior. De-a lungul vieții am fost un copil mai răzvrătit așa din fire, răzvrătită sunt și acum, nu mă poate liniști prea mult așa, dar mărțișor a fost un băiat, dragii mei, se pare, s-a luptat cu zmeul și a eliberat soarele. Asta e legenda pe care eu o iubesc. Soarele, așa de treabă cum e el, a vrut să fie român și s-a hotărât să vină la horă în sat. Și un zmeu a aflat și a furat soarele și l-a închis și pământul, lipsit de căldura și mângâierea razelor de soare, oamenii au devenit triști,
așa cum suntem noi, de multe ori, până răsare soarele din nou. Și a venit mărțișor, acest fecior, care a mers o vară, o toamnă, o iarnă și a ajuns la zmeu. Și s-a luptat cu zmeul. Și s-a luptat cu zmeul până la moarte. Dar a eliberat soarele. Sângele lui a curs pe zăpada albă și așa a luat naștere mărțișorul. Dacă fata babei Dochia a primit o floare alb cu roșu, aici, în cealaltă legendă, puritatea, sacrificiu, dragostea s-au împletit și a apărut mărțișor. Acel șnur, pentru că până la urmă șnurul reprezintă tot farmecul acestor mărțișoare. Mărțișoare pe care Ileana Roșca le face de câțiva ani de zile. Și să vedeți, păcat că n-a adus, eu am căutat, n-am găsit un mărțișor de porțelan. Da. Doamne că mi le aduc aminte! Rosi, te rog, pregătește-ne și niște poze să povestim așa despre, despre amintiri. Mărțișoare de porțelan. Cum v-ați hotărât dumneavoastră să faceți mărțișoare din porțelan acum câți ani? Vreo 30 și de ani, cam așa. Lucram în fabrică la porțelanul, la întreprinderea Porțelanul din Alba Iulia și plăcându-mi enorm de mult florile și insectele, am început să fac din porțelan și participam cu ele la diferite concursuri, expoziții și așa mai departe. Și cele două pe care le vedeți acum sunt chiar primele două mărțișoare. În timp am început să evoluez. Am experimentat și am ajuns la o anumită fază. Probabil dacă mai rămâneam în Alba Iulia, continuam cu porțelan. Am o întrebare. Credeți că se mai fac aceste mărțișoare de porțelan? Nu. Nu cred că le mai face nimeni? Nu. Eu nu le-am mai văzut. Nu. În general, porțelan artistic nu se mai lucrează. S-au trecut foarte mult acum și se bazează pe alimentație publică, pe apeuri. Porțelanul artistic a dispărut încet, încet, pentru că au apărut alte materiale mult mai ușor de realizat, pentru că porțelanul are o tehnologie destul de complexă. Și atunci recurgem la... Acum eu vă întreb, până recurgem și așa, eu mi-aduc aminte de mărțișoarele aia de porțelan și mereu mă gândesc, zilele astea, după ce am vorbit cu aceste femei minunate, și vreau să spun că de săptămâna trecută purtăm discuții și sâmbătă le-am deranjat, eu mi-aduc aminte acele mărțișoare, am tot căutat unul prea acasă, nu am găsit, sunt convinsă că mama mea mai are. Da. Da. Le ardeați alea, aveau nevoie, aveați ardere. Cuptor de... Da. Am înțeles. De 1400 de grade. Deci prima ardere se face la 1400 de grade și după aceea se decorează și se mai face încă o ardere la 800 de grade. Am trecut la etapa următoare, a povestit și doamna Anca de, mai ziceți o dată, Fimo. Da, Fimo, dragii mei, Fimo este, nu? E celălalt. Ăsta e Fimo. Da. De, așa. Fimo, el pare din nu știu cum să zic, plastic? Tot un fel de de plastic, dar nu e plastic, sau nu, ce nu e? Plastic, nu. Este un material care se modelează la fel ca și plastelina și după aceea se supune la o ardere la 110 grade și se întărește. Deci și astea se ard. Da. Na, ca să vedeți. Aici ci că trebuie să mă uit. Aici ci că trebuie să mă uit, mă ceartă Bia. Că aici trebuie să mă uit. Așa. Întoarceți-l. Așa. Așa. Da. A reușit. Mi-a ieșit. Mi-a ieșit, dragii mei. Asta e marea realizare. Mi-a ieșit. Îl avem și pe mărțișor. Avem și șnur.
Avem și ghiocel și avem și mămăruță. Avem semnătura. Doamne, le iubesc. Le ador. Dar bine, iubesc și fluturii, știți, e emblema emisiunii, nu ne iubesc și florile, nici mai știu care floare o iubesc, că tot spun iubesc cel mai mult, nu mai știu ce mai iubesc, că toate îmi plac. Și aici avem foamiran. Așa se numește materialul din care sunt executate florile. Sunt niște coli format A4 sau format 30x50, care vin decupate și apoi modelate la cald. Deci și astea se modelează la cald? Se modelează la cald, petală cu petală sau câte două petale, depinde cât ești de rapid și de îndemânatic, ca să nu se răcească și să le poți da conicitate la petale, să le dai formă. Unde le găsim la doamna Anca? Știm că le găsim în suflet, acasă, o căutați pe la muzeu, găsiți și mărțișoare, că face cu un pic de cu sunt fer convinsă. Mulțumesc, Rosi. Mai las o dată tabloul de acolo. Faceți și tablouri? Bineînțeles, fac toate. Multe nebunii fac. Și tablouri. Tabloul este la bază o formă de ipsos, are o pictură acrilică de fond și toate florile sunt realizate tot din fimo. Fimo pe care l-am ars și după aceea l-am montat pe tablou. Este un tablou de primăvară cu buldonejul, bulgărele de zăpadă, cu floricelele care toată lumea cred că le știe, cele galbene și cele roz. Pe alea de roz sunt de cireș. Nu. Dar de ce? Nu. Pomii ornamentali. Și cei galbeni și ce... Alea galbene vreau să vă întreb ce sunt. Da, alea roz eu aș fi zis că sunt de cireș. Nu. Și pistilii de la flori sunt din mărgeluțe? Nu. Dar din ce este sunt? Tot din fimo. Tot din fimo? Da. Da. Da, da. Adică și ăștia? Nu. Acolo este foamiranu. Le învăț până la sfârșitul pistilele, de pistilele de la ghiocei sunt lucrate tot așa din mână. Pentru că uitați-vă pe interiorul ghiocelului, acolo vedeți că are pistile și un rând de mici petăluțe și după aceea sunt cele trei petale. Dragii mei, încă o dată să confirmă, fiecare face ce știe. Mie, dacă n-am reușit să învăț în 20 de minute materialele, vă dați seama ce are și dacă m-aș apuca de făcut mărțișoare. Eu mai bine l-aleg pe mărțișor, că e mai simplu. Măcar rămân, poate găsesc eu, fac alegerea bună în viață și mi-aleg un mărțișor anul ăsta, că na, poate, ci că trebuie să mă întorc. Așa. Așa. Parcă. A, cam așa. Sunt superbe. Râdem, glumim, suntem la emisiune de matinal. Vă mulțumesc. Sunteți minunate. E clar că ai nevoie de îndemânare. Râdem și glumim. Lucrurile nu stau atât de simplu cum par la prima vedere. Unde vă găsim? Tot la muzeu. Sunt membru nou și eu. Și de acolo se pare că doamna directoare a fost încântată de lucrări și am ajuns aici. În perioada următoare, până în 8 martie, unde vă putem găsi dacă vrem să dăruim cuiva un element de unicitate? Pentru că spunea doamna Anca Stroi, Stroiștea, nu? Mi-am pus bilet. Așa? Că fiecare lucrare e unică. Unde vă putem găsi în această perioadă dacă vrem să dăruim cuiva ceva unic? Acum cu bani sau fără bani? Cu dragoste. Din tot sufletul.
Unde vă putem găsi? Există un târg la Brad? E ceva în cadrul? Nu știți. Nu știți. După deci, în afara faptului că la muzeu, datorită acestui grup Dialogul Artelor, nu vă putem găsi nici ateliere cu temă de mărțișor sau în vară s-a făcut un atelier de croșetat la care au participat fetele și de la liceu și de la generală. Dacă acum nu se mai face la școală nimic de îndemânare, sigur că lumea... Mai sunt și oameni care își doresc să facă. Și atunci, dacă au auzit că la acest muzeu o să organizează ateliere și că sunt oameni care cu tot dragul vor să îi învețe și pe alții, să dăruiască ce cineva le-a dăruit și lor, că nu pot să spun că vine de, din altă parte decât... Nu au venit extraterestri nici la ați învățat de la cineva. Nu ne-au implantat niciun chip. Da, exact. Acolo sunt mărțișoarele de anul trecut. Pentru că, în general, grupul de persoane la care dăruiesc mărțișoare îs cam același. În fiecare an am încercat să fac alt gen de mărțișoare. 2024. Suntem la mărgeluțe, dragii mei, așa cum ne-a povestit înainte. Mulțumesc, Rosi, pentru poze. Tablouri cu mărgele, ne-a povestit despre ele, sunt cu temă religioasă, nu sunt icoane, foarte frumos. Aici trebuie să-mi povestiți. Acolo e mărgea lângă mărgea? Deci, în primul tablou nu, pentru că așa era el. Numai conturul de la veșminte, conturul de la cupo, de la aur și așa. În al doilea mi-am dorit unul la care să fie mărgea lângă mărgea. Mai ca domnului... E superb. Îl mai aveți? Sau l-ați dăruit? Cum să nu l-am? Nu, astea sunt personale. Sunt lipite sau sunt mărgelele? Deci pânza de pictură vine direct cu lipiciu și cu numerele unde de mărgea. Că vin și mărgelele în pachet. Am înțeles. Și atunci tehnica este simplă. Ai simplă, zice. Un pistol mic, un stilou, pardon. Iei mărgica... Are o pastă de, care te ajută să iei mărgica și o postezi pe pânză acolo. Stați unde... Stați foarte bine cu nervii. Da. Nu știu dacă... Deci, mărgică, cât ar fi mărgica de mare? Că nu, am o întrebare, mereu am o întrebare. Facem o paralelă cu un pistil din ăsta așa. Cât ar fi mărgica de mare? Mai mare așa? Deci, cam așa? Nu. E mai mică. Deci, într-un ghiocel din ăsta... Așa? Intră 90 de... mărgeluțe. Ah, bun. Câte ori intrat în tablou? Acolo sunt multe, nu pot să-mi dau seama. Dar vreau să vă povestesc numai că tablou e cu temă religioasă, nu icoană, dar mie în casă îmi place să fie lucrurile duse până la capăt. Și l-am dus la biserică, l-a sfințit. Ce a zis preotul? Unde ați găsit așa ceva? Nici n-am găsit, l-am făcut eu. Cum să faceți așa ceva? Că asta e muncă de mucenici, să lipești mărgică lângă mărgică. Și așa, mi-a luat 3 săptămâni, într-o perioadă de vacanță, când nepoțica nu era pe acasă. Dar și ea, partea asta de tablouri cu mărgele a început de la nepoțica mea, care și-a dorit un tablou de mărgele cu flori. A zis, învață-mă și pe mine să lucrez ceva din ce faci tu. Și ăla mi s-a părut că ar fi cel mai... nu poți să nozi, nu poți să modelezi, nu ai încă îndemânarea. Dar aia mi s-a părut că, având în vedere că învață să, fiind în clasa a doua, să țină stilou, iei cu stilou, îți trebuie siguranță ca să poți să plasezi mărgica și mi s-a părut... Și am luat un tablou cu flori. Prima floare din acel tablou a făcut-o ea. Pentru că dacă era al ei, în continuare a mai ajutat-o. Dar aici, mă întrerup un pic, aici sunt la un medalion cultural în comuna natală, în Târlungeni, la 12 km de Brașov. Și cei de acolo au organizat un medalion cultural în care sunt invitate persoane din comuna noastră care fac ceva.
tablouri, icoane și așa. Și acolo este toată gama mea de, de tablouri, de lucruri de mână, de... Acum apare asta, așa, din punctul meu de vedere, e tehnica macrame, dar așa e trecută până internet, că dacă spui la cineva de macrame, din punctul de vedere al românilor, înțelegi mileurile la cu tehnica macrame, cu șnuri. Da, da, tot macrame e. Da, e, adică e... se referă la faptul că împletești atât. Da, și mama tricota, da. Iar figurinele, nu, în afară de pisicuță care am găsit-o pe net și de la care m-am inspirat, restul sunt creații personale, așa, da. Foarte frumos. Astea au fost etape cu da. Sculptură natură statică. Am încercat, deja un moment dat, pentru că am povestit că am lipit cojile de ouă și am zis, cine știe să picteze eu să fac ceva, m-am înscris la un curs de pictură. La Casa de Cultură a fost Cristina Poienar, mi s-a părut interesant. Da. Și aici minunea minunilor le poartă doamna Anca și pe mâini da. În această dimineață și la gât. Sunt superbe, dragii mei. Încep deci cele de sus sunt cu tehnica. Nu le vinde. Încep să mă supăr că nu face și pentru vânzare. Deci pentru că... cine își dorește cu adevărat sau ăsta cu drag, eu nu am nicio... Unde vă găsesc? Pe pagina de Facebook? Pe Facebook, da. Da? Da. Spuneți, cum vă găsesc pe pagina? Anca Stroișteanu Cornelia Anca, pentru că așa e numele complet. Deci, Stroișteanu Cornelia Anca, da. Facebook, acolo o găsiți, dragii mei, probabil dacă căutați, puteți să-i scrieți și exact. Dacă vreți să ajungeți în posesia acestor frumoase opere de artă, aici tablouri cu healing, cu hârtia aia de o modelezi și faci tablouri. Foarte frumos. Deci am stabilit, stați foarte bine cu răbdarea și cu nervii, tablouri cu licheni, aici mă pricep, mai am o prietenă, aici pricep, sunt plante, da. Lichenii, deci da. Sunt superbe, astea le-am mai văzut și în realitate, am o prietenă, Laura știe care face, deci e adevărat. De ce ați renunțat la astea, de ce ați renunțat la fiecare etapă? Care a fost motivul pentru care ați trecut în etapa următoare? Pentru că la un moment dat creezi atât de multe încât unde să le mai... Așa. Făcând numai pentru cadouri, pentru familie și pentru așa, la un moment dat eu în sufrageria mea este o expoziție întreagă, toate astea le vedeți expuse în sufragerie. Grafică, aici o altă încercare de artă. Da. Ați renunțat la ea total sau mai cochetați? Mai vă jucați? Majoritatea tablourilor le-am făcut în perioada pandemiei. Am înțeles. Pentru că având vârsta aia peste 65, nu aveai voie afară deloc. Am pictat inclusiv pietre. Care... Doamne, câtă... Doamne, superb. Foarte frumos. Impresionant. Deci nu, eu nu le-am comercializat. Tot ce am făcut a fost așa. Și în familie să știe. Primul obiect pe care îl fac din orice material, tehnică sau ăsta, este al meu. Și am o colecție întreagă de da, o să mergem să facem o emisiune la brad, fraților, cu fiecare obiect de colecție. Alina Monica Cărmăzan ne spune bună dimineața, Sergiu Stănescu ne spune bună dimineața. Bună dimineața, Sergiu, mă bucur că ești alături de noi. Venim la cafea. Bună dimineața, o zi binecuvântată, cu multă sănătate, poftă bună la cafea, tuturor felicitări, stimă și respect pentru tot ceea ce ne oferiți. Vă mulțumesc anticipat, pupici dulci, Doamne ajută, Doamne ajută, doamna Adriana Furcă, e un om apropiat nouă. Dragile mele și dragii mei, foarte frumoase lucrări, mai avem 5 minute de emisiune. E foarte, v-am spus eu că timpul trece foarte repede. Rămânem încă un minut, mai vorbim de nepoțică, că nu putem trece mai departe, că am rămas la povestea cu nepoțica neîmplinită. Câți ani are nepoțica? 9.
Oh, și asta e o binecuvântare de la Dumnezeu, să crești, să poți să crești lângă un om cu asemenea îndeleniciri, oricare dintre ele, și să înveți de la ele. Asta mi se pare... Are plăcere, vine cu mine la, când ne întâlnim la dialogul altelor și dacă e sâmbătă sau un weekend și își poate permite, vine cu mine, vine cu mine și la biserică, pentru că cânt în cor și ea, din punct de vedere al muzicii, cred că asta își dorește în viață să facă. Muzică, da, să cânte, nu ăsta, și n-are preferință neapărat de cântarea religioasă, doar că îi place ce aude și așa. Poate că partea asta cu muzica se transmite în continuare, pentru că mai am doi nepoți, un pic mai mare decât ea, și cel mare cântă la chitară, e, trecând fiecare etapă și evoluând de fiecare dată. Fratele lui a cochetat cu chitara, nu a fost foarte ăsta, așa cum pochetează cu tobele. Că până nu face o formație, nu... Nu ne oprim! Iată aici o familie, dragii mei, care duce arta la alt rang. Cum se numește fiica dumneavoastră? Daniela. La Daniela, mâine e ziua ta, îți dorim o primăvară frumoasă, îți dorim viață lungă, noi, cei de la echipa Hunedoara 1 TV, îți mulțumim. Îți mulțumim că existi și că îi dai enjoy mamei tale să ducă mai departe aceste frumoase tradiții. Să vă trăiască și la mulți ani pentru fiica dumneavoastră, mulțumim, pentru ziua de mâine, că mâine nu mai e mărțișor acolo, acolo e cu chef, presupun. Așa-i, da. Să ajute Dumnezeu să fie bine. Și pe repede înainte. Mâine e 1 martie, prima zi de primăvară. Ce își dorește o femeie cu sufletul așa frumos și plin de bunăvoință, de dragoste? Pentru că tot ceea ce faceți, eu presupun că faceți din dragoste, din dorința de a dărui dragoste și iubire și celor care ajung în posesia acestor celor frumoase. Din jur, da, prietenilor, cunoscuților. Ce pot să-mi doresc decât să am sănătate, să fim la fel de frumoși, de buni și să ne întâlnim cu drag de fiecare dată. Cu siguranță să ne întâlnim, eu sper mai des, pentru că eu sper să ne întâlnim cu aceste femei minunate și cu alte ocazii, și mă gândesc eu cum am putea să facem un episod din arta de la Brad. Atelier. O să știe când mă vedeți într-o zi cu ceva trebuie să învăț. Mereu vreau și îmi doresc să învăț ceva de la oamenii cu suflete frumoase. Eu vă doresc o primăvară frumoasă și în câteva cuvinte, Ileana Roșca are Facebook? Ileana Roșca are Facebook, da. Și cum vă găsesc oamenii? Ileana Roșca? Nu. Da, cum? Baba Cool. Baba Cool? Da. Sunt babă, dar sunt cool. O să dau search și o să caut acest profil, o să-i dau cerere de prietenie. Foarte tare, foarte tare. Felicitări. Wow, mulțumesc. Ce mișto. Trebuie să încep la început, să întreb. Vă doresc o primăvară superbă. Știm cum e Facebook-ul, am vrea să știm ce vă doriți de la primăvara care bate la ușă. Îmi doresc ca multă pace pentru toată lumea, pentru că de multe ori zici sănătate, nu e suficient. Poți să fii sănătos, dacă nu este pace, n-ai nimic. Pace, sănătate, înțelegere între oameni, multă dragoste, iubire și bunătate. Lumea să fie mai bună, să se transforme în pacea aia sufletească, nu numai pace și pacea sufletească să fie așa permanentă. Doamne ajută! Ce vă doriți? Sănătate la toată lumea și flori multe, multe! Avem Facebook? Da. Luminița Miclea? Da, Miclea Mihaela Luminița. Miclea Mihaela Luminița. Dragii mei, ne luăm la revedere pe repede înainte, pentru că nu mai avem timp de emisie. Avem timp, că vine primăvara, avem timp frumos. Eu le mulțumesc invitatelor mele, au fost un efort deosebit. Țin să vă spun că au plecat din Brad la 5:30 cu autobuzul ca să ajungă la această emisiune. E meritos, adică peste așteptările mele. Le mulțumesc din suflet pentru efortul depus. Mâine dimineață ne revedem aici, la Dale Dimineții, tot cu un mărțișor. Un fecior.
un fecior de-a nostru, de-aici, din județul Hunedoara. De unde vine? De la Vața, dragii mei, de la Vața de jos. Mâine dimineață o să-mi plătesc un mărțișor cu Vlad Lință să vă urăm o zi de 1 martie, așa, de la prima oră, cu pace, cu liniște, cu iubire și cu mult soare. Până mâine dimineață, când o să ne revedem aici la Dale Dimineții, eu pot doar să vă spun cu toată dragostea și cu tot sufletul meu că vă iubesc și vă doresc soare și pe cer și în suflete.